Ellen White, toți ați auzit numele cu siguranță, este prorocița centrală în toată această mișcare. Există un accent destul de puternic pe mișcarea și lucrarea profetică în cadrul adventismului, dar ea este prorocița, zice eu, cu majuscule, cu P mare, da? Și această prorociță a avut peste sau aproximativ 2000 de vedenii și de visuri inspirate profetice. Din aceste visuri și vedenii profetice a scris peste 40 de cărți și 5000 de articole, aproximativ 25 de milioane de cuvinte scrise de Ellen White care relatează învățătura și descoperirea primită de la Dumnezeu. În contrast, Biblia, Noul și Vechiul Testament, are undeva la 700.000 de cuvinte. Da? Revelația lui Ellen White, 25 de milioane de cuvinte. Da? Ca să faceți așa o comparație, în, cel puțin în volumul revelației sau volumul descoperirii care a primit-o, Ellen White. Da? Citesc din un document intitulat Doctrine Fundamentale, este un fel de mărturisire de credință a mișcării adventiste. Vom vedea imediat că în mișcarea adventistă există o diversitate, deși teoretic vorbind este, așa cum zice și cultul baptist, o credință și o practică unitară. Practic vorbind există tot felul de mișcări, de rupturi, de curenți și așa mai departe. Citesc din acest document. Unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția. Acesta este un semn distinctiv al Bisericii lui Dumnezeu și a fost manifestat în cadrul Bisericii Adventiste din ziua șaptea prin lucrarea lui Ellen G. White. Având autoritatea unui sol, unui trimis al lui Dumnezeu, scrierile sale sunt o sursă, atenție la limbajul folosit, veți vedea o rezonanță foarte puternică cu limbaj biblic. Având autoritatea unui sol al lui Dumnezeu, scrierile sale sunt o sursă continuă de mângâiere și încurajare. Ele călăuzesc, ele învață, ele corectează pe cei credincioși, arătând în mod clar că Biblia reprezintă standardul de apreciere a învățăturii și a experienței. Da?